4 zile de evenimente la zilele Sucevei cu concerte Zdob și Zdub, Delia, Antonia și Alexandra Stan. Și bună dispoziție, asta a pregătit municipalitatea pentru suceveni de zilele Sucevei. Concertele vor fi organizate în două locații, însă micii și berea se vor găsi doar în parcarea unui hipermarket amplasat pe malul stâng al râului Suceava. Potrivit primarului Ion Lungu, în centrul municipiului reședințe de județ vor fi amplasate rulote în care se vor servi suc, apă și înghețată. Zilele Sucevei vor debuta, practic, da, și acesta este în de zilele Sucevei, joi 22 iunie, la ora 17, cu pelerinajul Sfântului prin oraș. Vineri 23 iunie, la ora 9, debutează cupa municipiului Suceava la șah copii, desfășurată sub egida Federației Mondiale de Șah pentru Copii. Această cupă se va desfășura la școala generală numărul 11 în cartierul Burdujeni, la sala de sport. La ora 17, Romantic Art Kids, spectacol pentru copii în centru. La ora 18:30, Gașca Azurli, tot în centru. Asta e vineri. Zilele orașului se vor desfășura în două locații, în zona centrală și la Iulius Mall. Deci în zona centrală, sâmbătă 24 iunie, ansamblu artistic profesionist și am Părumbescu la ora 17. La ora 19, Alexandru Brădățan și invitații lui. La ora 19:45, Margareta Clipa. La ora 20, Nicol Șeri. La 21, Antonia. La ora 22, Delia. Duminică 25 iunie, la ora 18, Ștefan Albu, interpret din Republica Moldova. La ora 19, Alina Eremia. La ora 20, Zdob și Zdub. La ora 21, Alexandra Stan. La ora 22, un foc de artificii. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, așa cum v-am spus, se va desfășura și la locația de la Iulius Mall, spectacole de muzică populară, începând cu ora 17, deci în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, acolo vor fi terase, vor consuma mici. În zona centrală nu se poate întâmpla acest lucru, nu vor fi terase, vor fi niște rulote din care se servesc, știu, suc, apă înghețată. Dar pentru terase, mici și bere, la Iulius Mall.